Tot mă gândesc să o zic sau să nu o zic, știi că nu face parte din program, dar eu mai bine când mă gândesc mult. Eram la o nuntă și păstorul a zis că nu vorbește și n-a vorbit, eram eu invitat să vorbesc și s-a gândit înainte de căsătorie, de cununie, totul să le zică ceva și se uită la mire și cred că a vrut să dea varianta ascultă și a zis, frate, de azi înainte ai grijă să nu-ți ruginească instrumentul. Noi nu puteam să zicem nimic, că să filmaște, eram la care cealaltă slujitor lângă mine, fratele, cântă în fanfară. Deci ideea era după căsătorie să nu închei cu slujirea, asta era ideea de fapt, dar nu totdeauna varianta scurtă este cea mai scurtă. Eu sunt unul dintre cei care consideră că în misiunea noastră este important să folosim și ocaziile pe care ne le dau calendarele. Fie că este vorba de calendarul social sau calendarul religios, am învățat că poți predica foarte fain din Scriptură, la Sfântul Ilie despre Ilie, la Sfânta Maria despre Maria, la Petru și Pavel despre Petru și Pavel. Și apoi am observat că este foarte ușor să discuți cu cei din afară despre astfel de sărbători. Acum, nu cred că ați fost voi atât de nepocăiți să vă treacă prin cap să invitați pe cineva la biserică din afara bisericii seara asta, că doar nu o să invităm noi aici. Dar bănuiesc că mâine o să discutați despre ziua îndrăgostiților și chiar m-aș bucura să le spuneți unde ați fost și ce ați făcut. Nu tot, dar alea care se pot spune, care sunt frumoase, da? Și probabil că unii o să fie surprinși că de ziua îndrăgostiților sau cum vrei să-i spui, unii se duc la biserică, se întâlnesc cu cineva și învață despre Dumnezeu sau învață cum să ne exprimăm dragostea în diferite modalități. În seara aceasta o să încerc să vă aduc în față un mesaj așa mai general. De fapt, o să reamintesc câteva idei despre iubire și pentru că eu oricum n-am ce face noaptea asta, putem sta și mai mult. Dacă vreți, puteți pleca și acasă, deci e ok, știi? Poate că avem și o sesiune de Q&A, adică eu întreb și voi răspundeți, ceva de genul, da? Bun, haideți să începem cu un lucru foarte clar. Absolut toți avem capacitatea de a iubi. Nu există om pe fața pământului și nu există vârstă la care cineva să nu poată iubi. De ce afirm lucrul acesta? Pe de o parte, toți am fost creați după chipul și în asemănarea lui Dumnezeu. Și ar fi chiar absurd să gândești că o ființă creată în asemănarea celui care este iubire nu are capacitatea de a iubi. Apoi, cei care mai frunzeriți așa prin Scriptură, știți că tuturor ni se spune să iubim, ni se poruncește să iubim și ni se poruncește să nu iubim. Acum, dacă dragostea ar fi de genul, cum se spunea, cu fluturi și nu știu ce, din punctul meu de vedere, în Biblie ar trebui să spună cam așa. Când o să te lovească un tsunami de iubire, ai grijă să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, cu toată ființa ta. Dar Domnul nu spune când va veni iubirea la tine. Domnul spune, îți poruncesc să iubești. În mod logic înseamnă că eu am capacitatea de a iubi și Dumnezeu spune, eu care am pus în tine capacitatea de a iubi, îți spun cum să folosești corect iubirea. În același timp, li se spune bărbaților, zice surorilor, ce să facă? Iubiți-vă nevestele, da? Când? Tot timpul. Deci nu când vine chestia aia cu fluturii. Că te dor măsările, că nu te dor măsările, că ele merită sau că ele merită, pentru că ele merită întotdeauna. Bine, sunt ocazii în care nu ne dăm noi seama că merită, dar ele merită întotdeauna, deci sper că ați urmea lucrul acesta. Noi trebuie să le iubim. Deci avem capacitatea de a iubi
Și important este capacitatea aceasta să o direcționăm înspre soție și nu înspre nu știu cine, da? Vă spuneam că tot în Scriptură ni se spune să nu iubim. Ceea ce înseamnă că noi avem iubire, putem iubi, dar trebuie să ne controlăm, să ne direcționăm, să canalizăm iubirea. Vedeți, noi suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu de felul în care ne folosim iubirea. Legea lui Dumnezeu era sumarizată în câte porunci? 10. Hai să o luăm așa, de la 10. Mai încercați varianta B? 2. Toată legea lui Dumnezeu era prinsă în două porunci. Să iubești și să iubești. Adică? Să iubești. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și să-L iubești pe aproapele. Deci, practic, cele două porunci, până la urmă, sunt o poruncă. Să iubești. Îl iubești pe Dumnezeu, iubești aproapele, este porunca iubirii, da? Și îmi place să mă gândesc la aspectul acesta. Știți că Domnul Iisus Hristos, după înviere, se întâlnește cu ucenicii în mai multe ocazii. La un moment dat, acolo, cum le place unor băieți, pe malul mării, la pește fript, gratis și toate celelalte, Domnul Iisus Hristos, după ce îi hrănește bine, asta nu știu dacă e o lecție pentru surori de la Domnul Iisus, înainte de a discuta ceva cu bărbații, hrăniți. Deci cu ei când îți flămânzi și strudiți, nu prea are rost să discutați chestiuni chiar spirituale de viață și de moarte, că lor le stă mintea tot la eșecul de la pescuit. Dar după ce Domnul Iisus Hristos îi așteaptă, frige tot și au mâncat fiecare cât au putut, cu cumpătare, apoi Domnul Iisus Hristos îi pune o întrebare lui Simon. Care este întrebarea? Aprox. Întrebarea de fapt este: mă iubești mai mult decât cei ce mă iubesc? Știți că nu era întrebarea dacă mă iubești mai mult decât cei care mă urăsc. Nu era nici măcar întrebarea: mă iubești mai mult decât cei din lume. Acolo erau colegii lui Petru. Și Domnul Iisus Hristos spune: tu mă iubești mai mult decât ei. Și Petru, de data aceasta, spune adevărul, că nu îl mustră nimeni, spune: da, te iubesc. Și îl întreabă Domnul, dar de fiecare dată când Petru răspunde pozitiv, Domnul spune: îți încredințezi ceva. Pentru că Mântuitorul încredințează slujbe și lucrări celor care îl iubesc mai mult decât alții. Deci cam aplicația ar fi: dacă vrei Domnul să-ți încredințeze mai mult decât soțului, iubește-l mai mult pe Domnul. Și dacă vrei să-ți încredințeze mai mult decât soție, iubește-l mai mult pe Domnul. Deci am plecat cu ideea aceasta că toți avem capacitate de a iubi și lucrul acesta se vede și în realitate. Nu există persoană care să nu iubească. Câți de aici credeți că nu iubiți? Am următoarea întrebare. Există cineva aici care iubește mâncarea? Câțiva. Bun. Care iubește somnul? Care iubește cântarea? Care iubește munca? Care iubește predicile lungi? Așa, da, suntem frați, da? Pisici? Papagali, ceva? Da. Deci, până la urmă, toți iubim ceva sau pe cineva. Încă o dovadă că avem capacitatea de a iubi, da? Sigur că iubirea se exprimă. O exprimă Dumnezeu. Și avem versetul acela citat de atât de mulți pe vremuri, nu știu dacă mai este citat și astăzi, Ioan 3:16, care spune... Da, da, voi presupuneți că eu știu, deci am văzut că sunt foarte tăcuți. Nu știu, au văzut că sunt eu aici, le-ai spus să dea bine seara asta, vă, vedeți, da? Păi atunci trebuia să veniți la cravată, la treuri, ca să dați bine, așa. Da. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea și ce a făcut că a iubit?
A dat, da? Iubirea se exprimă. Tu când iubești, ce dăruiești? Cadouri, te mai gândești, da, da. Ai găsit cui să dai cadouri? Încă nu, nu încă, da. E, da, nu vrei să spui public, da? Și, și în Ioan 5 cu 20 spune, Tatăl iubește pe Fiul și îi arată tot ce face și îi va arăta lucruri mai mari, da? O exprimă Dumnezeu, o exprimă Domnul Iisus Hristos, care iubea pe Maria, iubea pe Marta, iubea pe Lazar. Apropo, știți cum își exprimă Domnul Iisus Hristos dragostea față de Lazar? Una din modalități. Plânge la mormânt. Și știți ce spun oamenii când îl ved plângând? Iată cât de mult îl iubea. L-a iubit, da? Avem iubire, ne-o exprimăm și cuvântul ne spune să ne-o exprimăm și cum să ne-o exprimăm. Interesant e și că oamenii știu când cineva este iubit. Mă întorc că sunteți la pagina respectivă și să nu fugiți departe, că e greu de întors Biblia. Știți care este SMS-ul care îl trimit surorile, Maria și Marta lui Iisus Hristos? Vino repede? Nu? No? Asta nu, asta o spune direct. Bun, dacă v-ați uitat în Biblie și nu v-ați uitat la mine, ar fi simplu de tot. Ați găsi acolo, știi, motorul de căutare. No, Biblia e greu de portat în ziua de astăzi, dar le aveți în inimă pe telefoane. Mesajul este acesta. Acela pe care îl iubești este bolnav. Dar de unde au știut ele că Iisus îl iubește atât de mult pe Lazar? De unde credeți că au știut ucenicii că era un ucenic foarte mult iubit? Ucenicul pe care îl iubea Iisus. Pentru că iubirea este vizibilă, da? Și de multe ori iubirea care nu se vede, nu este. Da, e foarte important, da? Noi avem foarte mulți sfătuitori când este vorba de iubire, dar și Dumnezeu ne sfătuiește cum să folosim iubirea. Asta este partea frumoasă, că cel care ne-a dăruit capacitatea de a iubi, ne spune cum putem folosi iubirea în mod corect, și cum putem folosi iubirea greșit. Și știți bine că iubirea corectă este avantajoasă. Când folosim iubirea în mod corect, întotdeauna suntem avantajați. Iarăși un verset care teoretic ar trebui să-l știm pe de rost este Romani 8 cu 28, care spune ce? Deci finalul e foarte important. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care, celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Sau 1 Corinteni 2 cu 9, după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la mintea omului nu s-au suit, deci nu ne le putem imagina, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cine? Pentru cei ce îl iubesc. Întotdeauna, da? Și dacă vă uitați și în Iacov 2 cu 5, ascultați prea iubiții mei frați, n-a ales Dumnezeu pe cei care sunt săraci în ochii lumii acesteia ca să-i facă bogați în credință și moștenitori ai împărăției pe care a făgăduit-o celor ce-l iubesc. Deci împărăția este a celor care iubesc pe Domnul și binecuvântările de aici și binecuvântările viitoare. Și sigur că este și partea aceea mai puțin plăcută, eu mustru și pedepsesc pe cei care îl iubesc. Dar mustrarea lui Dumnezeu este un avantaj pentru noi. Acum, e și de bine și de rău, Dumnezeu care ne-a dăruit capacitatea de a iubi, Dumnezeu care ne iubește, Dumnezeu care ne spune cum să folosim corect iubirea, ne lasă să folosim iubirea oricum. Deci Dumnezeu, ca și în alte domenii, nu ne forțează să folosim iubirea corect.
Dumnezeu ne spune, dar avem libertatea să folosim iubirea cum dorim noi. Dar bănuiesc că cel puțin unii știți că libertatea alegerii înseamnă și asumarea consecințelor. Eu am zis, mi-a plăcut și mie să cânt pe vremuri, dar nu mai cânt de o vreme. Bine, mai cânt la trombon sau alte chestii, depinde în ce formație, cu tromboniștii, ok? Dar am văzut că în lumea evanghelică de foarte mult timp se cântă o cântare, e un hit. Și indiferent pe ce acorduri se pun cuvintele, cuvintele sunt cam astea. Păcătuim, ne pocăim și Dumnezeu care este bun ne iartă. Și ca la judecători. Păcătuim, ne pocăim și Dumnezeu care e bun ne iartă. Cred că undeva în transcrierea originalului s-a pierdut o frază. Originalul trebuie să fie așa. Păcătuim, dacă Dumnezeu ne mai ține în viață, avem șanse, nu ne împietrim și alte. Ne pocăim, dacă ne pocăim din toată inima, pocăința ce înseamnă? Abandonare. Dumnezeu ne iartă, iar consecințele rămân. Și plătești facturi, habar n-ai câtă vreme și cât de mulți pe lângă tine. Dacă îi trece cuiva prin cap că există păcate care nu îi afectează pe alții, înseamnă că n-a citit Biblia și nu știe nimic din istoria Bibliei. Deci întotdeauna Dumnezeu a vorbit și despre iertare, dar iertare nu înseamnă că nu sunt consecințe. Și uitați-vă la fiecare care și-a permis sau a greșit consecințe, pe mine mă îngrozește când mă gândesc la o categorie de oameni pe care noi nu luăm în seamă. Și o să le întreb pe surori, că seara asta n-am voie să le supăr deloc, și scrie și în Biblie să nu faci supărare femeii, da? Spuneți-mi, surorilor, până la urmă totuși, Evei i-a venit ideea sau rămâne că ea a fost cu inițiativa? Ce-am zis eu că nu mai sigur. Da. În varianta clasică, că ei a venit ideea, îmi spune și mie de câte ori a fost Eva neascultătoare de Dumnezeu. Încercați odată? Și? Nu vă bucurați că nu sunteți Eva. Ăștia mai flămânzi așa, care câteodată ați da orice pentru o mâncare. Din punctul meu de vedere, totuși cel mai scump meniu a fost a sorei Eva. Muști odată din măr și plătești cu Edenul. Și cu toate celelalte. Dar iarăși o mâncare foarte scumpă a fost blidul de... Și de câte ori a făcut chestia asta? Și pentru o singură mâncare... Ai terminat-o. Să vă uitați în Scriptură că sunt oameni care pentru o singură greșeală plătesc ce nu și-au imaginat niciodată. Moise este un om despre care Dumnezeu spune nu cumva să-ți permiți să te atingi de Moise, pentru că relația mea cu Moise este una specială. Ca nimeni altul. Și Moise este un om special. Și într-o zi face și el o gafă. Există mai multe expresii care definesc greșeala lui. Mie îmi place și mă îngrozește expresia din Psalm care spune Moise a vorbit în chip ușuratic. Așa ca la predare, câți ați vorbit măcar o dată în chip ușuratic? Aha. O singură dată vorbești în chip ușuratic și Dumnezeu spune, Moise, uite-te bine și în țară nu intri. Păi stai puțin, pentru ce m-am pregătit să intru în țară? M-ai trimis să duc poporul în țară? Toate astea. Și Dumnezeu spune, discuție încheiată. Cum? Pentru o singură dată?
De asta noi chiar ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu că noi, știți că unii se roagă, na, nu știu la ce se gândesc, ei, Doamne, fă să trăim vremurile de la început din biserică. Serios. Alea cu Anania și Safira. Alea au fost vremuri de început, frate. Vremuri de început, o singură dată încerci o șmecherie și s-a terminat. La noi, acolo, în partea de vest, e simplu. Îți cântă fanfara și... Da, la voi fără fanfară. Dar e ok treaba, da? Pentru o singură dată. De asta zic că n-ar trebui să mergem pe ideea asta, păcătuim, păi atunci ce ne pocăim, Dumnezeu ne iartă și tot așa o reluăm. Nu, s-ar putea să păcătuim și să o încheiem, da? Deci e foarte important cum folosim darurile pe care le pune Dumnezeu în viața noastră. În seara aceasta vorbim despre iubire, cu precizarea că da, pot să folosesc iubirea oricum, dar să nu mă mir dacă apar consecințele. Consecințele s-ar putea să fie foarte, foarte grave. Și acum eu sunt un pic bulversat și bucuros, ca să fie amândouă cu B, că mă gândeam, așa am zis că seara asta e cu tinerii și văd în fața mea chiar mulți tineri. Eu zic să vă dau microfonul vouă și să vă gândiți repede la un exemplu de tineri sau familiști, indiferent cum vreți voi, pot fi și bătrâni, care au folosit iubirea corect sau care au folosit iubirea greșit și să vedem dacă învățăm ceva de la ei. Deci timpul de gândire a expirat, da? Cine deja a găsit? Băiat, fată, familie, slujitor, nu contează. Cu ce începem? Cu iubirea folosită în mod greșit sau iubirea folosită în mod corect? Cu cea negativă? V-ați înscris, poftiți-vă. Dalila. Ce-i cu ea? Dă-i la sora microfon, că să nu facem discriminări. Păi nu, dar nu vă audă ea și e curioșă de pe sticlă. A folosit dragostea ei să obțină, sau nu știu că a fost dragoste, a simulat o dragoste simulată, să obțină nici ea n-a știut. Da. Sau poate că a știut. A știut. A știut, da. Dom'le, a trebuit să-i dau la sora o premă că în sfârșit o femeie se leagă de Dalila. Că în modul cel mai natural, ce trebuia să zică sora? Samson! Samson a iubit în mod greșit că a iubit o femeie parara pe care nu trebuia să o iubească. Da, bun. Dar Samson, e adevărat și în dreptul lui? Da, e adevărat, da. Vrei și tu cadou. Bun, dar întrebarea mea, vedeți, dacă vorbim despre Samson, eu cred că totuși Samson n-a fost un adolescent. Știți că de multe ori unii din generația mea tot vorbesc despre greșelile tinerilor și mai ales când este vorba de iubire, tinerii cât de mult pot greși. Eu cred că Samson ăsta n-a fost chiar tinerel. Și ca să agravez puțin lucrurile, știți că omul acesta este plin de Duhul Sfânt din pântecele Maicii lui și el este folosit de Dumnezeu și folosit de Duhul lui Dumnezeu. Și uite, cu un astfel de om ales de Dumnezeu, pregătit de Dumnezeu, ajunge exact în domeniul iubirii să încurce lucrurile. Și ce să zic eu, când te adoarme Dalila, când te trezești, vezi că nu mai vezi. Da, e interesant, le spun eu băieților, dar nu e acum cazul în seara asta, că toți înainte de căsătorie intră într-un somn adânc. Și sigur, toți după căsătorie se trezesc. Și toți după căsătorie zic cam același lucru, doar accentul e diferit. Toți încep cu Doamne. Unii, Doamne, mi-ai dat un dar, nu merit, Doamne, ce bun ești. Mereu, Doamne, slăvit să fii Tu. Și alții tot, Doamne.
O zis unul, care e diferența? Zic, depinde când te adorme. Te adorme Domnul când te trezești, vezi darul Domnului, te adorme Dalila. Dar, nu, Dalila, te-ai lăsat adormit, da? Bun, dar că tot vorbind de Samson, a fost prima lui gafă? Nu, cine a zis nu? Și el ce a zis? Ia o căm. Care a fost versetul lui de bază din Biblie? Ia o căm. Place, da. Unde scrie asta? Nu, unde scrie principiul? În fire, da. Deci Evanghelia după fire, capitolul 1, versetul 4. Am înțeles, da. Bun, deci, și-au încercat părinții, știi, că nu, părinții mai încearcă. Bă, copile, dar orice fată din neamul nostru s-ar căsători cu tine, cu tare. Nu, frate, ia-o că-mi place și a plătit, da, a vrut să o ia și a plătit. Deci, avem pe cei doi, eu aș... E interesant că noi vorbim despre o persoană din poporul lui Dumnezeu care folosește iubirea greșit, care plătește... Și vorbim și despre o persoană păgână, Dalila, care folosește iubirea în mod greșit și plătește, că până la urmă se pare că și ea plătește acolo destul de mult. Altcineva? Dar curat folosit murdar. Au intrat așa într-o meditație adâncă. Amnon. Cine a auzit de Amnon? Era cumva prunc de împărat? Pa, privilegiat, frate. Deci mereu când mă uit la el, mă gândesc, frate, câte avea ăsta în viață? Adică țoale avea că era croitoria împăratului, mă gândesc cum mârțoagă avea că na, hergelia împăratului era și pentru Amnon, știu eu, telefon avea și el că i-o cumpăra taică, că dacă n-avea timp să se ocupe de copii, David cu ce compensa? Cu cadouri, nu? Îi cumpăra chitară și toate celelalte. Și uite, ca tot omul Amnon se îndrăgostește. De cine? Da, bun, se purta în generația respectivă, trecem peste chestia asta, da? Și da, se îndrăgostește cumva tot de o privilegiată, că și ea era din neam împărătesc, că prinții la prinț trag și toate celelalte. Și el bolnav, frate. Gata, a căzut bolnav, murea de iubire. Și nu știu, așa, unul mai tânăr sau una mai tânără să-mi explice ce faci dacă ai o anumită vârstă și îi găsești fata potrivită. Ia zi, frate, cu ciocolata, cu botezul. Găsești o fată potrivită, îți place de ea, ce variantă ai? Mori dacă... Cum? Lași pe Domnul să aleagă. Mamă, tu chiar ești botezat de curând. Adică e ok, răspunsul e corect, da, dar nu vreau să intru în detalii cum să aleagă Domnul, dar e ok, știi, da. Bun, așa, o fată care îl scoate din necaz. Păi nu știu, credeți că în vremea respectivă nu se știa de căsătorie? Până la urmă și dacă n-ar fi știut el... Când el începe să vorbească cu ea, ea îi spune, bă, omule, bagă-ți mințile în cap, du-te și vorbește cu împăratul, spune-i că vrei să mă iei de nevastă, nu o să aibă nimic împotrivă, ne căsătorim și dragoste maximă. Care-i problema la el? Problema la el că nu era prost. Adică el era chiar un tip deștept, eu l-a spus, băi Viorele, stai să spun o chestie, eu știu că dacă mă însor am responsabilități. Dacă mă însor, după asta îmi dai cu iubește-ți nevasta, cu dui flori, cu stăi și fă împreună macaroane, mai vin și copiii, nu știu ce. Și l-a spus, dar pe mine nu mă interesează să-mi asum responsabilități. El cam, zic eu, în limbajul generației noastre, era de-a nostru, el a zis că eu vreau privilegiile căsătoriei fără responsabilitățile căsătoriei. Adică ar fi așa, sex,
plăcere și cu tare fără nicio responsabilitate. Nu știu dacă se poartă astăzi pe undeva, știi, în care vreau toate avantajele, dar nu cumva să-mi asum responsabilități. Și atunci, pentru că o iubește, o minte, o violează, o alungă și toate celelalte, de aici m-am hotărât eu să am un sfat pentru fete și sfatul sumarizat ar fi așa: când el folosește greșit iubirea, tu folosește corect tigaia. V-ați prins? Știi că ea îi făcea clătite cu... Dar nu era teflon din ăsta ușor, știi? Era din ăla mai de pe vremuri, ca la bunica. Și ea, dacă în loc să-i facă clătite așa, îi trăgea două tigăi, eu cred că îl lecuia de toate, știi, și îl salva, da? Deci dacă el nu știe să folosească corect iubirea, tu folosește corect tigaia. Am și o traducere a mea personală dintr-un verset de al lui David, ăla, în numele Domnului te tai în bucăți și ia mâna că ți-o bag în ghips. Deci ceva de genul, da? Uite, un altul din poporul lui Dumnezeu care iubește, și vedeți, ideea este: Domne, iubesc, n-am ce face. Păi iubești și îți controlezi iubirea, pentru că iubirea este întotdeauna o alegere. Marea problemă și mare dilemă va fi întotdeauna: sunt controlat sau controlez? Amnon, dacă își controla iubirea, putea să devină cineva, s-a lăsat controlat de iubire și a devenit cineva. Deci oricum ajungi viral, să știi. Oricum ajungi viral și el a ajuns viral. Chiar mă gândeam, după asta m-am uitat un pic mai atent la el, Amnon era primul născut al împăratului, ceea ce teoretic știți ce însemna? Că avea dreptul la tron. Și am început să fac eu filmul meu, știi? Dacă el era pocăit și își băga mințile în cap și iubea cum trebuie, se căsătorea, apoi la vremea potrivită devenea liderul națiunii și avea importanță și din punct de vedere spiritual atunci s-a ajuns poporul lui Dumnezeu. Să spunem că Dumnezeu îi binecuvânta cu un băiat care creștea sănătos și la rândul lui ce devenea? Liderul națiunii. Și ai fi putut avea așa o înșiruire de din Amnon, care sunt în față, sunt lideri, îl binecuvintează pe Domnul, influențează națiunea. Și la urmă ce a reușit? Nimic. Adică a fost scurtat cu un cap și s-a terminat, pentru că s-a gândit el că poate fi folosită iubirea oricum. Deci avem doi băieți și o fată, nu mi se pare chiar normal. Îl avem pe Samson, îl avem pe Amnon. Sper să nu mergem tot cu ăștia, știi, ca și cu președintii noștri, cu Escu, 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 da. Izabela. Na, Izabela. Ce treabă aveți cu Izabela? Nu, că dacă zici de Izabela, după asta poate când vin ideea, știi, că o scântâi să o aranja sprâncenele cu tare, apoi și la geam, zic chestia asta, s-a dus cu Valentine, nu mă băga în chestii de genul, nu mai băga și tu, dar zici tu lucruri mai faine, așa, lasă că... Aia a fost păgână, da, și doar surorile noastre nu o să facă precum păgânile, o să facă cum cred ele, că e bine, da? Deci... Iuda și Tamar. Apoi ăsta o iubit-o sau avea pofte? Ca și Samson. El la Samson se spune că a iubit. Ăsta a fost așa, mai în trecere, știi? Stopul, autostopul, nu știu la. Ce zicezi de David? David cu Bașebea, dar sper că nu l-ai în minte pe David ăla la care mă gândesc eu. Nu vorbești de ăla care din tinerețe îl știe pe Domnul, Dumnezeu îl folosește, face minuni prin el, dă cu Goliat de pământ, cântă cântările Domnului și toate, și după asta se uită la sora că face duș și sora uita să tragă perdeaua și... Păi dacă puneți problema așa, problema chiar e serioasă, că voi văd că mă băgați în niște lucruri unde nu vorbim de oricine, și vorbim de oameni mari, da? Bun, văd că mai mult ați dat pe negativ. Hai să luăm și pozitiv câteva cazuri. V-ați gândit la oameni care au folosit iubirea în mod corect? Că mai avem și negativ, da?
Iosif cu frații săi, da? I-a iubit, cum? Iertând? Asta ai în minte. Da, da, după ce a văzut că a pus-o pe la probă, i-a iertat, da? Deci vrei să spui că iubirea autentică iartă pe cel care s-a schimbat? Ai trei variante să răspunzi, da, da și da. Să știți că aici chiar avem o problemă în lumea evanghelică vis-a-vis de iertare. Sunt două extreme. Nu iertăm. Dacă nu iertăm, ar trebui să nu ne treacă prin cap să cerem iertarea lui Dumnezeu, pentru că scris este, dacă nu iertați, nici eu nu vă iert. Și este cealaltă extremă, când noi suntem mai buni ca Dumnezeu și iertăm în orice condiții. Și am auzit expresii de genul, oh, frate, ce te-am iertat. Păi cum ai iertat dacă eu nu mi-am cerut iertare? Noi avem două modele mari de iertare în Scriptură. Să iertăm ca Dumnezeu și să iertăm ca Iisus Hristos. Câți dintre voi ați fost iertați de Dumnezeu sau de Hristos? Am pus greșit întrebarea. Câți dintre voi ați fost iertați fără să vă pocăiți și să vă cereți iertare? Deci Dumnezeu te iartă dacă te pocăiești și ceri iertare? Și tu de ce ierți dacă cineva nu-și cere iertare? A, știu care e partea grea. Că Dumnezeu vrea să ne ierte, înainte ca să ne ierte, Dumnezeu ne convinge că suntem greșiți. După ce ne convinge că suntem greșiți, atunci ne spune să ne cerem iertare și când ne cerem iertare, ce face? Ne iartă. Deci cum s-ar aplica asta la neveste? În sensul că bărbații greșesc, am zis, femeile nu ne legă în viața lor. Bărbatul greșește. Cum îți ierți bărbatul? Da, dar el nu-și cere iertare. Mamă, dar ce hotărât ești! Deci își cere. Da, da. Nu, pot fi bărbați care să greșească și să nu realizeze că au greșit? Cei mai mulți, da, adică cei mai mulți, bun. Și a cui datorie este să-i lămurească că e vina lor? Ajutorul potrivit, corect, de asta ele cu asta se chinuie, da? După ce îi lămurim, ne lămuriți că am greșit, trebuie să ne lămuriți să ne cerem iertare și apoi când ne cerem iertare, trebuie să începeți. Dar n-ai făcut-o sincer, dar nu-i cât are. Da, aici se schimbă un pic lucrurile. Deci, da, iubirea se arată iertând sau și iertând, dar în condiții foarte clare. Și de asta e foarte important să ne gândim la manifestarea iubirii. Așa, ca o întrebare, probă de memorie. Care era ultimul lucru care îl făcea iubirea din 1 Corinteni 13? A, nu, nu, aia spune despre ea că nu va pieri. Dacă îmi spune ce... Nu crede. Suferă totul. Ăsta e ultimul. Iubirea suferă totul. Când nu mai poți face nimic, ce faci? Suferi. Aici se referă că dragostea nu va pieri niciodată, adică suferi tot timpul. Nu știu, e vorba de... Da, ne gândim. Deci iubirea suferă totul. Interesant, da? Cum își exprimă oamenii iubirea. Am vorbit despre iertare, ziceți-mi altcineva care iubește în mod corect. David și Ionatan. Acolo este evidențiată iubirea lui Ionatan. Ce face Ionatan în... Cum își manifestă iubirea față de David? Respectându-i chemarea spirituală. Renunțând la tron. E fain, nu știu din ce predici să spuneți. Dacă m-aș duce pe text... Sunt faine și ideile voastre. Eu m-aș referi la ceva foarte punctual. Spune că i-a făcut cadou ce? I-a dat
a vorbit cu el, că dragostea se exprimă și în cuvinte, și i-a făcut cadou lui David. Ce i-a făcut cadou? N-a citit de mult pe acolo. Printre altele, i-a făcut cadou armele lui. Am o întrebare, v-ați gândit vreodată ce înseamnă armele pentru un luptător? Viața. Asta îi putea spune. Armele puteau însemna viața. Și iubirea lui se exprimă dându-i armele lui David. Normal că David n-avea de unde să cumpere, că erau situații și situații și ăsta da cadou. Zic că e... Da? Mai am un băiat care i-a făcut un cadou foarte fain nevestei pe care nu l-am înțeles la început. Ăla cu... care îl însoară taică, s-o trimite cămile, o aduce, se dă jos de pe cămile. Cum? Isaac, da. Ce cadou îi face soției lui la început? Spune că a luat-o, a iubit-o și... a dus-o în cortul mamei lui. În prima parte am zis, bă, zgârcitești. Ți-o lăsat taică-tă toată averea și tu îi dai cortul maică-ta. Păi n-ai putut să-i faci un cort nou, cu aer condiționat, cu de toate. Și apoi am stat și m-am gândit că mama lui murise. Și nu cred că sunteți niciunul în situația asta. Când pleacă mama și îți rămâne ceva de la mama. Sper cât mai târziu să aveți experiența asta, dar când te uiți la lingură, mamă, asta e lingura cu care mă bătea mama, poate deveni un simbol. Mi-a rămas ceva de la mama. Pentru că am prețuit-o atât de mult pe mama, prețuiesc atât de mult cortul mamei, și acum soției ce-i dau? Cortul care valorează cel mai mult pentru mine. Foarte interesant cum se schimbă optica, da? Când putea să-i fac oricum un cort nou și ce-ar fi simbolizat? Niște capre moarte, știi? Da, poate și alegea ea culorile. Acum sper că o înțeleg și nevastă sa că el a dat cortul care valora cel mai mult. Și pentru că spune acolo că în felul acesta el a iubit, i-a dat, dar și ea le-a iubit și în felul acesta a fost mângâiat pentru pierderea mamei lui. Te uiți la oameni care și-au exprimat iubirea greșit, și-au exprimat iubirea frumos, vezi la fiecare avantaje și vezi la ceilalți avantaje. Și până la urmă ar trebui să ne întoarcem la noi și în seara aceasta, pe de o parte, să mulțumim lui Dumnezeu că toți avem capacitatea de a iubi, deci niciodată să nu ne îndoim de faptul acesta, că avem capacitatea de a iubi și ascultați-mă, avem capacitatea de a urâ. Toți avem capacitatea de a iubi și a urâ. Dumnezeu a pus-o în noi, da? Întrebarea este cum folosesc capacitatea aceasta. Și veți vedea că în lumea lui Dumnezeu, sfaturile lui Dumnezeu sunt foarte clare. Dumnezeu ne spune pe cine să iubim, cât de mult să iubim, când să iubim, în ce fel să iubim. În lumea lui Dumnezeu există mai mult și mai întâi. Și mai mult și mai întâi îi aparțin lui Dumnezeu. Cine iubește mamă, tată, soră, frate, cum? Mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Deci toți trebuie să iubim mamă, tată, soră, frate, dar niciodată mai mult decât pe Dumnezeu. Mai mult este doar El. Căutați mai întâi. Deci când e vorba de mai mult și mai întâi, nu este negociabil. Toate aparțin lui Dumnezeu. Și apoi vine iubirea față de Dumnezeu, care este exprimată foarte clar în aspecte pe care le spune Dumnezeu. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele.
Ioan vine foarte practic și spune, dacă îl iubești pe Dumnezeu, îl iubești și pe fratele tău de credință. Și zici, dar nu-mi place cum se îmbracă. Dar ce treabă are una cu alta? Deci chiar discutam cu Alina astăzi un pic, cât de greu în lumea evanghelică se face diferența între o opinie, o problemă și o persoană. Dacă noi suntem frați în Hristos, putem avea opinii diferite, putem vedea problemele diferit, dar nimeni și nimic în lumea asta nu poate schimba faptul că suntem frați. Și asta înseamnă că trebuie să ne iubim ca frați. Nu mâncăm împreună sarmale, că nu ne plac sarmale, dar nu înseamnă că trebuie să le mâncăm împreună, da? Noi chiar avem o minte obtuză, știi, buburuza românească și chiar mă gândesc, eu când mai văd că oamenii țin la niște chestii și consideră atașament față de Dumnezeu și față de credință, ce-au învățat ei în urmă cu 80 de ani, știi, în sătucul lor, că nu au ieșit din. Cu cât umbli un pic mai mult în lumea asta să vezi familia lui Dumnezeu, îți dai seama că avem frați și surori în lume care n-au nimic de a face cu noi. În sensul că nu-s cu scaunele noastre, nu-s cu muzica noastră, nu-s cu hainele noastre. Și ce înseamnă? Că nu-L iubesc pe Dumnezeu? Că nu iubește Dumnezeu? Să vă gândiți la Dumnezeu ca cel mai interesant tată din universul acesta. Puteți să-mi descrieți copiii Lui. Are grași sau slabi? Și, negri sau, așa, înalți sau scunzi? Așa, și scunzi, da, am înțeles, da, e bună precizarea, și scunzi. Deci te gândești la toate varietățile pământului și toți sunt în familia lui Dumnezeu. Eu vorbesc despre cei născuți din nou, pentru că pe noi ar trebui să ne unească un singur lucru, dragostea lui Hristos, nașterea din nou, încolo, cum ne cheptănăm chelia și astea, ce treabă are una cu alta, știi? Eu am o altă expresie. Nu ești pe gustul meu, de-aia ești fratele meu. Nu ești pe gustul meu, ești colegul meu. Știi, dar ce? Gusturile, care e problema? Că Dumnezeu nu a făcut lumea și nu face biserica și împărăția pe gustul meu, ci pe gustul Lui. Și eu trebuie să-mi pun gusturile după Lui, da? Deci mulțumim lui Dumnezeu că avem capacitatea de a iubi, nu ne lăsăm la sentimentele noastre, cum vin ele, știi, din firea pământească. Aș fi avut o întrebare pentru Corinteni 13. Credeți că dragostea din Corinteni 13 este dragostea firească? Adică pentru mine ar fi un semn de întrebare că totuși Pavel nu vorbește cu cei din piață, ci vorbește cu cei din biserică, care erau născuți din nou, erau sfinți, chemați la sfințire. Și asta, vedeți, e foarte aiurea noi să le cerem unor oameni care nu sunt născuți din nou să trăiască ce pot trăi cei născuți din nou. Dacă vrem să-i ajutăm, ar trebui să spunem prima dată, lasă-L pe Dumnezeu să-ți schimbe viața. Lasă-L pe Dumnezeu să pună dragoste autentică din El, prin Duhul Sfânt în tine și apoi poți să faci chestia asta. Adică îi ceri unui pădureț să facă pere bune, știi, e o absurditate. Nu putem să facem chestia asta, da? Bun, cam atât ar fi. Vă mai spun o problemă și vă dau microfonul vouă, că încerc și eu tot felul de variante să nu trec peste program, știi? Primul lucru, seara asta te-am iertat, dar nu te mai iert, știi? Deci, pe unde mă duc, ce îmi fac frații? Nu-i cazul de față, să dăm exemple, da? Ei simt programul cu tot, cu tare, cât vrea mușchii lor și apoi zice, frate Iuga, nu te uita la ceas. Păi de-o nu mă uit, dar se uită ei, știi? Și ei zic, bă, a venit moșul Iuga, ne-o ținut până la 9:30. E o altă chestie, ce fac? Zic, auzi, lasă-mă pe mine mai la început, dați voi cu vă două cântări așa, mă lași pe mine la început, îmi fac eu porția și după asta nu vă uitați voi la ceas. Dar știți care e diferența? Că nu mai zice Iuga ne-o ținut. Pă, zice, și Alin, o trebuie după Iuga, mai bage 7 cântări, deci am și eu o leacă de experiență. Deci eu acum nu trec, dacă vor trece ei, că le dau microfonul, mă înțelegi? Eu dau de oprire, le dau lor microfonul, dacă ei vor să treacă, ia că mă chinui și eu cu ei să nu. Deci știți care este marea problemă a zilor noastre? Că noi vorbim despre iubire. Care credeți că este marea problemă a zilor noastre? Că oamenii iubesc sau nu iubesc? Cum? Nu iubesc. Și de dragul opoziției, cine zice altceva? A, că iubesc. 2 Timotei 3. 2 Timotei 3.
hai să fac o chestie, ca tot la... Vin doi în față repede, haideți repede, care sunteți mai amorțiți, așa la... Uite, voi doi acolo, că stați unul lângă altul, mulțumesc că ați ridicat mâna, hai, ia-l și adu-l. Lângă tine, băiatul, ia-l și adu-l încoace. Dă-i cu, da, dă-i cu cotul, da, finuț. Că așa se practică în familie, și tu cu el, da. Dați-le repede câte o Biblie, repejor. Nu, că vă cer să citiți din Biblie, deci nu e nimic grav, vă dau un microfon. O să vă explic și de ce nu citesc eu. Una e că nu vreau să trec eu peste nouă, știi, da, 2 Timotei, capitolul 3, 2 Timotei după 1 Timotei. Uite, fata știe care din alea. Stai să-ți vânt ție alt secret. La început este cuprins. Da, deci nu știu, te... Știu. Așa, și te uiți unde scrie 2 Timotei, pui jeștul și te-ai dus acolo. De ce are? Tu 2 Timotei 3 ai citit, nu? Ai găsit, da? Așa. Sau tragi cu ochiul la pagina ei, știi, vezi unde o deschis ea? Pagina... Da, eu nu prea văd, 1170, nu. E bun, i-ați dat microfonul la fată. Îl pornim noi, că avem tot interesul. E ok cu limba română, nu? Da, bun. Uite, tu citești de unde mă opresc eu. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci fetele vor fi. O leacă mai aproape. Iubitoare de sine. Dar zi mai cu curaj. Doar e din Sfânta Scriptură. Iubitoare de sine. Iubitoare de sine. Voi de ce nu ziceți aleluia? Da. Iubitoare de sine. Iubitoare de bani. Iubitoare de bani. Lăudăroase. Lăudăroase. Trufașe. Trufașe. Hulitoare. Hulitoare. Neascultătoare de părinți. De părinți? Nu, că n-am zis bucureștencele. Fetele. Neascultătoare de părinți. Nemulțumitoare. Nemulțumitoare. Fără evlavie. Fără evlavie. Fără dragoste firească. Fără dragoste firească. Neînduplecate. Neînduplecate. Cleveitoare. Clevetitoare. Clevetitoare. Așa. Neînfrânate. Cum? Neînfrânate. Neînfrânate, da. Neîmblânzite. Neîmblânzite. Neiubitoare de bine. Neiubitoare de bine. Vânzătoare. Vânzătoare. Obraznice. Obraznice. Îngânfate. Îngânfate. Iubitoare mai mult decât, mai mult de plăceri decât iubitoare de Dumnezeu. Mai mult de plăceri decât iubitoare de Dumnezeu. Da. Ia imaginează-ți că sala asta e plină de băieți și dă-le un sfat. Scrie acolo. Depărtează-te de oamenii acestea, fetele astea. Aha. Bun, ăștia care sunt surați, ce să mai depărteze? Că... Îți place limba română? Da. Oh, uite, te-am nimerit bine. Și când citești Biblia, înțelegi tot ce citești? Cam da. Cam da. Ești salvarea mea. Uite, eu am o problemă, stai să văd de unde se iau. Ia, versetul 3. Cum sunt fetele alea fără dragoste firească? Pot suna un prieten. Profa de română, nu e aici? Da. E aici? Nu. Nu, bun, o lăsăm. Atunci, dă-i următorul. Deci, neînduplecate, ai zis. Fete neînduplecate. Astea cum sunt? Așa cum zici tu. Da, bun. Lăsăm și neînduplecate. Clevetitoare. Dex online. Cum e surorilor cu clevetitoare? Cum? Frate, vă pricepeți la român acum? Stați că vă vine rând. Deci nici astea... Clevetitoare. Bun, și ce ar mai fi? Nu, no, uite astea neînfrânate. Ia spune și mie, cum e o fată neînfrânată? Uite, cerimează. Cum e o fată neînfrânată? Care nu are autocontrol. Dai, că uite, eu veni graiu, mulțumesc. Ia dai microfonul, ține-l așa. Ia zi. Okay. Păi ziceam că nu are autocontrol de sine.
Și fără frână, sau cumva de genul, da. Frânată. Da, da, da. Bun, că tot ai luat microfonul, bine l-ai luat. Ia citește și tu de acolo, de unde mă opresc eu. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci băieții vor fi. Tot de la versetul 2? Băieții vor fi, da. Căci băieții vor fi iubitori de sine, iubitori de bani. Tu nu mă răpădește cu iubire. Lăudăroși, trufoași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de sine, de bine. Vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăcere decât iubitori de Dumnezeu. Dă sfat la fete. Cum? Sfat la fete. Depărtează-te de fetele sau de băieții ăștia, da? Bun. Ai zis tu acolo, cum ai zis că ne îmblânziți? Neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine. Cum se ia, neîmblânziți? Sper să nu zici sălbatici. Te-ai abținut, da, da. Bun, da, voi vă dați seama că dacă ne dați doi sălbatici să-i cununăm, ce pot ieși din doi sălbatici în afară de grădină zoologică? O junglă, da, da, și apoi ziceți că... Da. Ai văzut că eu tot dădeam cu matematica. De 5 ori, în pasajul acesta, avem o problemă pe capitolul iubire. Deci ai zis bine, problema oamenilor de astăzi nu este că nu iubesc, ci că iubesc, dar iubesc în mod greșit. Și poate lucru care ar trebui pe noi să ne atenționeze, pe cei din biserică, este expresia aceea care v-am spus că îi aparține lui Dumnezeu, sunt iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. Deci pe cinstite, ăștia îl iubesc pe Dumnezeu? Da. Sigur că da. De ce îi iubesc pe Dumnezeu? Iubesc plăcerile. Da. Câtă vreme Dumnezeu și plăcerile sunt paralel, mai nicio treabă. Iubesc plăcerile, iubesc pe Dumnezeu. Dacă, Doamne ferește, într-un moment se intersectează plăcerea cu Dumnezeu, cine câștigă? Plăcerea. Asta e tragedia. Și atunci, știi, nu-i bai să-ți iubești câinele. Dar dacă exact atunci trebuie să plimbi câinele când trebuie să vii la închinare. Și nu poate câinele că intră în depresie. Dar Domnul te înțelege. Dacă exact atunci trebuie să te duci cu mâța la... Nu știu ce trebuie făcut cu mâțele, știi? Când ar trebui... Te-ai angajat la o slujire, dar nu poți că atunci o dat păduchii în mâță, da? Sau eu știu ce se întâmplă, da? Exact atunci te prinde somnul, exact atunci te prinde nu știu ce. De fapt, asta ce-mi spune? Că da, tu ai tangență și cu Dumnezeu, dar viața reală îți spune pe cine iubești mai mult. Există o tragedie în Scriptură, spune că ei se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu, dar conduita lor de fiecare zi spune, bă, muclezi, că nu e adevărat. Uite ce ai făcut acum, acolo ți-e inima, da? Că dacă inima ți-ar fi fost în altă parte, acolo erai. Vă rog să le mulțumiți frumos celor doi. Și am o rugăminte. Sunt o grămadă de traduceri în limba română. Când nu înțelegi ceva în traducerea Cornilescu, te uiți în altă traducere. Mai știi și o limbă străină, nu? Te uiți în altă traducere cum e și dacă nici cum, iei un dex, ceva și zici, bă, ce e ăla bolnav de dropică? Ai auzit că Domnul Iisus o... Nu, ai auzit că Domnul Iisus a vindecat o fată care era bolnavă de friguri. Și ce-a fost aia friguri? Chiar te-ai întrebat. Și ai rămas cu întrebarea, da, da. Dar ce n-ai întrebat un păstor? Dar eu vorbeam cu fata, dar oricum prorocul în patria lui, știi tu, hai mă, lasă că da. Deci tu, la ce friguri te-ai gândit că ne-ai auzit că Domnul a vindecat-o de friguri? Răcel, de dureri de cap, nu știu, febră, fată, febră. Bun, dar dacă citești în altă, că febra, că n-ai febră, n-ai curat, te rogi, Iisuse, ai alungat febră la aia, alungă și la mine, da?
Alții cred că e scutura, așa că nu știu ce, zice, eu nu sunt Siberia, da? Aia cu dropică nu te-ai gândit, bolnav de dropică. E bine că nu ai. Da, da, să vezi ce explicație poți primi. Da, un dex din ăsta, e ok. Le-ați mulțumit frumos, da? Vă alegeți un cadou de acolo, de la cărți ce vreți. Bun, deci microfonul era la voi, nu? Era la întrebări sau la răspunsuri? La întrebări. Bun, dacă are cineva întrebări, se abține. Poftiți. Da, nu mai aveți minute, dar e ok. Bun, e bine. Întrebările le puteți trimite și prin e-mail și așa că găsiți pe toate cărțile, cel puțin. Aveți? Ia zi, frate. Dacă Dumnezeu ne iubește, și știu că ne iubește, dar e o întrebare care de mult timp vreau să primesc un răspuns la ea. Dacă Dumnezeu ne iubește sau dacă Dumnezeu ne-a iubit, de ce a permis șarpelui să intre în grădina Edenului astfel încât Eva să... Dar de ce te-ai legat de Eva? Pentru că am vorbit mai devreme de Eva. Că a vorbit mai devreme, da, da, acolo... Dacă tot ne iubește și ne-a iubit, de ce a permis șarpelui? Pentru că știa ce se va întâmpla. Dumnezeu n-a tot știință. De aia, că ne-a iubit. Păi, de ce să nu-i permite șarpelui? Mai înainte spuneam că Dumnezeu ne-a creat cu capacitatea de a iubi, dar cu libertate. Dumnezeu niciodată n-a intenționat să aibă oameni de partea Lui în mod forțat. Dacă nu există varianta ispitirii și posibilitatea căderii și toate astea, îl iubim pe Dumnezeu pentru că... Ce? Că nu avem altă opțiune. Dacă am opțiunea mă iubești sau mă iubești sau mă iubești, ce aleg? Îl iubesc, da? Și atunci Dumnezeu a permis, dar niciodată în Scriptură nu vei găsi în niciun caz oameni care să aibă scuze. Am ales greșit pentru că. La varianta Eva și Adam, că amândoi sunt vinovați, care a fost problema lor? Au ales în necunoștință de cauză? Nu. Dumnezeu a spus, astea sunt regulile din sala mea. A venit Michiduță și eu le spun mereu fraților și surorile, că Michiduță nu-i negru ca dracu. Deci nu mai veniți cu variantea asta, că de era negru ca dracu, cu coarne, cu tare, îl scoteau ăștia din Eden. Ăsta vine parfumat, spreiat, cu fustița cum trebuie. Adică el vine așa, vorbește din astea spirituale, cu pocăițe, doar nu o să vorbească lumești, că pocăițe nu vorbesc lumești. Dar până la urmă, de fapt, diavolul ce îi spune? Păi Dumnezeu vă minte. Dumnezeu nu vă iubește. Dacă Dumnezeu v-ar iubi, v-ar da dreptul să fiți ca El. Adică fără nicio limită. Dar Dumnezeu care zice că vă iubește, uite că v-a impus o limită. Adică v-a pus să nu mâncați din chestia aia. Și aici nu înțeleg eu, dar nu m-am legat de viața lor, că dacă nu mâncau ei, mâncam eu. Foarte interesant, Dumnezeu îți dă aproape tot. Le interzici un singur lucru. Și nu ești mulțumit cu aproape tot, ci vrei tot. Și pentru că mai vrei 0,001%, pierzi. Dar așa ceva nu se întâmplă între noi. Nici băieți, nici fete, nici neveste, nici păstori sau alții, da? Dintotdeauna relația omului cu Dumnezeu a fost una pe credință. Mă crezi pe mine. Și eu am zis, te credem pe tine, dar acum îl credem pe diavol. Știi că dacă el chiar a zis, e prea fain ca să fie adevărat și a fost prea fain ca să fie adevărat. Da, deci Dumnezeu nu s-a schimbat, nu din ură a lăsat. Dumnezeu ne-a creat din iubire, Dumnezeu ne-a dat libertate din iubire, Dumnezeu ne mustră din iubire, Dumnezeu ne iartă din iubire. Într-o zi ne va judeca după dreptate, dar asta e partea finală. Cum definiți îndrăgostirea? Pun două întrebări. Cum definiți îndrăgostirea? Și dacă puteți să ne spuneți de ce s-au tocit atât de mult simțurile celor care se îndrăgostesc. De exemplu, părinții noștri spuneau că îndrăgostirea ținea un an, doi, trei. Acum
E vorba de o lună, două, trei. Există o... Eu cred că întotdeauna există un punct de pornire a iubirii. Probabil majoritatea băieților se îndrăgostesc când văd caracterul unei fete. Ceea ce nu e neapărat rău, că nu, dacă băieții văd și Domnul i-a binecuvântat cu darul vederii, eu nu cred că e atât de important de la ce pleci, ci în ce bază te stabilizezi în iubire. Normal că pentru cei mai mulți aspectele fizice și ce văd ochii vor izbi. Dar întrebarea mea este, când un băiat vede o... Mă duc la Samson, da? A văzut o fată frumoasă. Super, îi place de ea că e frumoasă. Dacă la toți băieții le plac fetele frumoase, frumos e relativ și nu există fete urâte, decât există fete care nu sunt pe gustul tău și există băieți care nu sunt pe gustul tău, nu există băieți urâți, da? Dar mergând așa pe partea frumoasă, în momentul următor spui, băi, îmi bate inima că, da? Și spui, mă, dar cine-i frumoasă asta? Păi e fiica dracului. Așa, vorbim mai pe românește. Păi eu sunt copilul lui Dumnezeu, ea e fiica dracului, între părinții noștri nu există decât o legătură de război. Cum ne căsătorim noi lumina cu întunericul? Și atunci înveți să-ți controlezi iubirea și spui, băi, nu se poate, asta este interzis, da? Te uiți la alte lucruri, că nu trebuie neapărat să fie între cele două lumi, e clar că e bariera pusă de Dumnezeu. Și eu cred că oricine este atras de o persoană din lumea cealaltă, mă refer spirituală, religioasă, trebuie să o încheie repede. Și singura variantă care rămâne este, dacă vreau să-l evanghelizez pe celălalt sau pe cealaltă, să devină copilul lui Dumnezeu, să intre în familia noastră, că e clar, căsătoria binecuvântată este în Domnul. Eu aici aș recomanda mai puțin evanghelizarea personală când ești îndrăgostit de cineva, că s-ar putea să nu iasă, știi? De asta spui că îl pui pe frate, tu pe vărul, tu pe cutare, să o evanghelizeze pe aia, știi? Plus că și când faci evanghelizare, evanghelizarea nu se face în vederea căsătoriei. Știi că te apuci ca fată și plângi 3-4 ani să-l evanghelizezi pe ăsta, în momentul în care se pocăiește, și ce trebuie să facă băiatul? Să asculte de Domnul 100%. Și Domnul spune, ia-o pe aia altă. Și tu, spui, Iisuse, pentru ce am plâns eu atâta? Și suferi pentru credință. Eu credeam că tu ești evanghelista lui, nu soția lui, da? De asta eu le spun părinților care au băieți să evanghelizeze mult fete, care au fete să evanghelizeze băieți ca să aibă copiilor de unde alege, iar voi tineri puteți face parteneriat, fetele le spuneți la băieți, bă băieților, reapucați și evanghelizați niște fete și tot așa ca să fie de ales în poporul Domnului. Dar și când venim în poporul lui Dumnezeu, nu-i suficient că îmi place fizic de celălalt. Eu cred că trebuie să ne uităm la tot ce înseamnă viața de familie și să mă gândesc dacă cel cu care mă duc în direcția respectivă mă va ajuta să împlinesc voia lui Dumnezeu în viața de familie. Că poți găsi un făt frumos din tei care e pe revistă în cape perfect. La foarte multe s-a întâmplat minunea românească. Făt frumos din tei a devenit făt frumos din lacrimă. Știi că zici, bă, dar nu m-am uitat să mă uit la el, adică nu am luat să mă uit la el, acum aș vrea să cresc copiii cu el, aș vrea să mai pună mâna pe ceva, iar făt frumos din tei nu se dă jos din tei. E cu telefonul acolo și tot face poze, știi? Și atunci ce fain că mustăcioara lui... Da? Dar tu stai și te gândești la ce înseamnă. V-am spus, dragostea este o alegere, dar nu este... Asta am eu o problemă un pic în generația voastră. Îți place? Nu. De ce? Nu știu. Nu știu de ce îmi place, nu știu de ce nu-mi place. Ba, eu știu și de ce îmi place și de ce nu-mi place. Mie îmi place pentru că e acru sau nu-mi place pentru că e acru, îmi place pentru că e urât sau nu-mi place pentru că e urât, îmi place pentru că e leneș, nu-mi place că e leneș. Deci eu nu am chestii în astea că nu știu de ce. Dacă nu știu, cercetez.
Să văd ce este, ce este la mijloc. Dragostea întotdeauna trebuie să aibă o motivație. Deci, eu cred că există impulsuri din astea firești, nu știu dacă și duhovnicești, care trebuie verificate. Și apoi dacă tu îmi zici că ele nu țin mai mult de o lună, păi e super, înseamnă că nu aștepți o lună. Din punctul meu de vedere, așa varianta scurtă, dacă ne gândim la căsătorie, le spun la toți, oricum toți filmăm. Toți filmăm cu camera ascunsă, știi? Toți suntem pe la recorder, pe la nu știu unde, da? Numai că și băieții și fetele care filmează aruncă foarte multe filme. Deci acum filmezi, ai găsit cea mai faină fată, cu tare, peste 3 săptămâni, nici nu știi de ea. Unde mi-ar da mie de gândit când am filmat, cineva m-a impresionat, fac selecție între filmulețe și rămâne Natasha. Bun, a rămas Natasha, da. Iar mă apuc de filmat, mai filmăm vreo 20, că poporul Domnului e mare, știi, întâlniri de tineret, toate. Când fac curățenie între filmulețe, cine îmi rămâne? Natasha. Păi zic, fii atent, a doua oară, fără să îmi rămâne ea. Dacă îmi rămâne și a treia oară, și a patra oară, spun, bă, stai un pic, ceva se întâmplă aici, adică eu am niște filtre și până la urmă tot îmi rămâne fata asta. Ar merita să investesc mai mult să o cunosc. Păi așa, dacă în două săptămâni au dispărut, știi ce mă mai interesează? Și graba este, iar cu uzura asta de care ziceai, cred că tocmai aici ai probleme, că ne uzăm noi. Deci așa investim de ușor sentimente și noi ne batem joc de noi. Recent vorbeam de acolo, că mi-au cerut cu nimeni să nu disprețuiască tinerețea. Și știi care e prima mea rugăminte? Înainte de a nu vă disprețui alții, nu vă disprețuiți voi. Nu vă bateți voi joc de voi, nici de sentimentele voastre. Probabil că ne uzăm cu toate chestiile astea, ceea ce pentru mine înseamnă că nu-i ceva de durată, nu-i ceva substanțial. Știi că, până la urmă, dragostea e tare ca moartea și vezi că pe unii nu poți nici cum să-i deslipești. Dar e greu, pentru că noi vedem iubirea mai mult un sentiment. Nu vedem iubirea ca o chestie ce ține de inimă, de minte, de rațiune, ca ceva ce trebuie controlat. Mie îmi place de Iov. Iov ne dă un exemplu foarte clar. În capitolul 33, el spune, am făcut legământ cu ochii mei. Și el, asta este expresia Cornelescu, că nu voi opri privirile asupra unei fecioare. Sper că n-ați văzut niciuna băieți care petrec fetele cu privirea. Dintr-un punct de vedere, e foarte normal. Cam asta vrea să ne spună Iov. Viorele, eu eram sănătos, în generația mea mai treceau fete prin fața mea, nu știu cât de îmbrăcate, dezbrăcate, nu știu ce însemna sexy în generația lui, poate m-aș mira, și Iov a constatat că în timp ce trecea domnișoara, el o petrecea. Și atunci, zic, ce faci, băiete? Zice, am făcut legământ cu ochii mei că nu o mai fixez. Ea trece și o lasă treacă. Și aici vine eu la toți șoferii, că avem șoferi buni, și am întrebarea cheie, cine pe cine conduce, roțile volanul sau volanul roțile? Volanul roțile. Volanul roțile. Ăla, mititel, așa, și niște roți din alea balșoi, volanul conduce roțile. Șoferul 2? Se vede că sunteți obosiți. În realitate, nu roțile conduc volanul, nu volanul conduce roțile, ci șoferul conduce. Și șoferul folosește volanul să conducă roțile. Și atunci, în cazul creștinului, nu ochii, că el acolo face o legătură între ochi și inimă. Spune, dacă mi-a urmat inima ochii. Că prima dată e ochii, știi? Ochii văd, inima cere, nu? Apocalipsa după coperta Scripturii, versetul 29, că noi le știm toate astea lumești, da? Că frate, ochii au văzut. Nu, păi ochii au văzut și inima a spus nu. Și asta spune Iov. Ochii au văzut, dar mintea mea, inima mea, nu i-a urmat. Și în momentul în care văd, intră o minte înnoită și controlată de Duhul Sfânt. Și pot să spun,
din punct de vedere a băiatului. Bă, e frumoasă, e deșteaptă, e cu tare, e cu tare, e cu tare, nu-i de mine. De ce? Nu-i din poporul Domnului sau nu-i așa, nu-i așa. Uite, ăsta vrea să meargă în misiune, da? Păi dacă el vrea să meargă în misiune și aia îi spune, bă, băiete, eu misiune fac cu tine câtă vrei în America, în India nu mă duc în vece vecilor. Ăsta o primi lumină de la Domnul. Mai clară ca asta? O zis unul, frate, cum pot afla eu că nu mă însor? Zic, simplu, nu-ți dă Domnul fată. Ce e așa de simplu, știi? Tu aștepți în tăcere și dacă până la 89 de ani n-ai primit-o, cred că ai lumina, da? Bun. Doar o întrebare, bun. Următoarea întrebare, da? Mulțumesc. După părerea dumneavoastră, care considerați că e cuplul, acum să nu zicem perfect, dar cuplul care vă place cel mai mult din Biblie și de ce? N-am niciunul. Atunci, nu, cel mai să spun de ce. Pentru că noi cunoaștem foarte puțin despre oameni. Cunoaștem foarte puțin despre oameni. Bun, eu am trăit timpuri interesante, de asta eu am alergie când cineva spune, frate, vreți să vă dau o plasă? Zic, mulțumesc că atâtea am luat în viața mea și am luat plasă și în biserică, știi? Da. No, eu într-o vreme chiar am crezut ce s-au spus în biserică, am crezut tot. Și pe vremea mea, că așa zic bătrânii, se spunea că dacă tu ești pocăit și ai pocăită, raiul în casa voastră. Eu am crezut asta până m-am însurat. După ce m-am însurat, trecut câteva zile, am zis că dacă ăsta e raiul și dacă ăsta e veșnic, a fost prima dată în viață când... Și atunci m-am dat, băi, nu mai vrei raiul, ce e la... Și am luat, băi... Nevasta e pocăită, normal că e pocăită. Eu nu sunt perfect, dar și eu nu îl iubesc pe Dumnezeu. Atunci am început eu să iau Scriptura, să văd de fapt ce zice Scriptura. Și poveștile alea nu le mai găseam alea, da? Și n-am prea găsit familie care să nu treacă prin probleme, prin celelalte, și de fapt mi-am dat seama că minunea nu este că Dumnezeu nu te trece prin, ci minunea este că Dumnezeu te trece prin. Și în ciuda tuturor greutăților și poverilor, Dumnezeu te ridică, Dumnezeu te ajută și toate celelalte. Și atunci, nu știu, că dacă m-ai întreba a cui nevastă mi-o doresc din Scriptură, teoretic, mă apucă groaza la cele mai multe. Tu ce crezi, că pe Sara aș vrea-o? Așa e fain, că e așa la 80 de ani, e faină. Dacă îmi vine și îi spune bărbatul, eu zic că, hei, băiete, ideea ți-am dat-o eu, tu, băia bună, ai ascultat de mine, lucrurile au ieșit catastrofal de rău, vinovate și tu pune mâna și repară. Crezi că mi-ar trebui așa ceva băgă acasă? Palomoise, parcă o văd cu cuțitul ăla de piatră, știi, ați cuțit? N-aș mai dormi noaptea numai cu somnul de veche, da? Deci, nu, da, să iau palul ăla care face diferență între copii, fusta, nici pe aia nu mi-o trebuie, știi? Deci nu, eu sunt mulțumit cu a mea. Așa, dacă ar fi să privesc la modul ideal... Am câteva, dar nu neapărat favorit. Sigur că îmi place de Iosif și Maria, care și-au pus viața în slujba lui Dumnezeu să-L crească pe Hristos. Îmi place de Zaharia și Elisabeta, că scrie amândoi. Erau neprihăniți, amândoi ascultau poruncile Domnului și rânduielile. Îmi place de Acuila și Priscila, care amândoi lucrează, îi aduc, le vestesc la alții. Deci îmi place de tot și nu mi-i trebuie pe niciun. Și nu cred că există, părerea mea, că dacă ar exista o familie din asta, modelul modelurilor, cred că ni l-ar fi dat Dumnezeu cu Asterix. Și atunci cred că trebuie să învățăm de la toți, așa că dacă Dumnezeu n-a făcut o selecție, nu-mi permit să o fac eu, că nu mai știu ce poate să-mi dea unul de la ăla, știi? Adică surpriza e mare, eu știu cât au îndurat ei și au îndurat. Important e că au rămas lângă Dumnezeu, asta este important. Să nu invidiați pe nimeni. Că ăia care nu mă zâmbesc... Dar am o părere personală. Dacă sunt oameni, că sunt tineri, că sunt căsătoriți, fără nicio problemă, pot fi două variante sau N variante. Eu zic două. Fără nicio problemă încă. Știi, deci nu te da mare că... Mai e
deșteaptă o leacă, că e la distanță de un click, s-ar putea să fie. Sau a doua variantă care vă este neplăcută, sunteți atât de slabi că dacă ar lăsa Dumnezeu pe voi o picătură, v-ar omorâ. Și Dumnezeu care vă iubește nu lasă picătura. Care e tragedia? Că ei dacă n-au, ei se cred cei mai barosani, știi? Și atunci varianta mea, bă, fii liniștit. Adică dacă ești chiar slăbănoc tare, mulțumește lui Dumnezeu că nu te stropește, că te-ar lăsați în țarul. Deci nu te da mare. Dar poate fi nuncă, știi? De asta zic că, da. Dar nu s-o trecut rândul. Păi, dar facem și în privat, frate. Poate pică și la mine ceva. Nu așa, așa zile. Dar te lasă nevasta sau numai așa le pui tu de la tine? Da. Ai dat. Da. Deci dacă 1 Timotei 6 ne zice că iubirea de bani așa este rădăcina tuturor relelor, în seara asta am învățat destul de mult despre Samson și am văzut că rădăcina tuturor relelor în viața lui a fost această iubire carnală păcătoasă. Da. Dacă ne uităm și la Augustin, care a zis că nu există ceva mai păcătos ca această iubire carnală păcătoasă, ce ar trebui să înțelegem? Care-i rădăcina tuturor relelor? Iubirea de bani? Sau exemple din seara aceasta care ne-a arătat că Samson a luat-o pe căi greșite? Păi să fiu și eu înțelept și să-ți dau răspuns. Care e rădăcina tuturor lucrurilor bune? Iubirea de Dumnezeu. Dacă te umpli cu iubirea de Dumnezeu, care e rădăcina tuturor lucrurilor bune, nu mai ai pentru alea rele. Păi acum, știi ce-mi place? Că fiecare ia câte un verset din Scriptură, fraților, Scriptura nu e un verset. Scriptura este întreagă. Sper să nu fiți printre aceia, dacă sunteți să vă pocăiți, mie, frate Iuga, ci eu mi-am luat ca moto în viață versetul ăsta. Dar barosan, știi, să mă dea gata, mă impresionează. Și eu zic, dar ce faci cu celelalte versete? Deci anul ăsta am hotărât să trăiesc după psalmul ăsta. Știi? Te voi binecuvânta, dar nu te voi pedepsi, știi? Bă, dar sunt 151 de psalmi. Deci noi nu putem să luăm sau să scoatem din context sau ceva. Sunt lucruri care au fost puse conjunctural, în context, adevărat, dar acum dacă întrebăm care e cea mai mare problemă, știi care e cea mai mare problemă? Păcatul cu care te prinde diavolul pe tine. Că până la urmă nu contează care e cea mai mare problemă la general, e suficient să mă prindă diavolul pe mine cu ceva. Și aia va fi cea mai mare problemă. În sport am înțeles că cel mai important meci e ăsta pe care îl jucăm acum, nu? Da. Și la predicator cea mai importantă predică este următoarea. De asta anunțam și în biserică. După ce terminam tot, știi, când era cu pacea Domnului, spuneam să vă anunț că cel mai frumos serviciu de închinare este următorul. Vă așteptăm la casa Domnului, știi? Mai frumos decât ăsta, că unii nu mai veneau. Bun, din partea asta n-aveți întrebări? E bine. În mediul nostru evanghelic se vorbește foarte, foarte puțin, dacă nu deloc, sau în mod eronat, despre iertare. Mă refer în special, nu vorbesc în căsnicie, vorbesc într-o situație de care m-am lovit ani de zile și la care m-am gândit, anturaj. Avem în anturaj oameni care nu-și recunosc niciodată greșeala, care sunt manipulatori, abuzatori și totuși tu ca creștin îi dai șansă după șansă după șansă după șansă că ierți și să-ți dovedești ție că ierți. Nu, dar eu cred că am lămurit. Care e granița? Nu, adică unde punem noi nu granița? Putem fi mai buni ca Dumnezeu să iertăm pe cei care nu își recunosc greșeala și nu încearcă măcar să se schimbe, da? Dar nu trebuie să-i abandonăm. Deci nu iertăm, nu putem să iertăm dacă ei nu și-au cerut iertare, dar încercăm să-i ajutăm să-și dea seama de greșeală. Vorbesc de oameni care nici nu interesează să știe, deci ceva un pic patologic, adică nu vorbesc de omul obișnuit care zice, s-ar putea să fie și vina mea. Nu, cineva care pur și simplu are plăcerea să-ți facă rău. Și tu ca, avem și în biserici. Deci nu vorbesc de oameni din afară, nu vorbesc de prieteni din afară, vorbesc de creștini. Care au, nu... au zis, ca să vorbim punctual, dumneavoastră, ce model v-ați luat în viață? La
Ce vă referiți? Așa, în general. Uite la iertare. Dacă vei l-ați luat pe Iisus Hristos... Da, eu m-am gândit foarte mult, că de foarte mulți ani mă gândesc. Efectul care l-are emoțional asupra ta ca creștin, să fii cu cineva care permanent îți provoacă, tu fiind cel cu iertarea și să-ți ceri iertare permanent, să zici, lasă că îmi cer eu și de data asta. Și ajungi la un abuz asupra ta. Cum, îți ceri iertare în locul lui sau cum? Păi, asta zic, iertare. Nu, deci n-are nicio treabă, nu-mi cer eu iertare. Bun, am înțeles. Deci stai să facem o recapitulare, să vedem cum e la București. Dacă greșește bărbatul, cine își cere iertare? Bărbatul. Și în caz că... Cum? Mă scuzați că vă întreb. În căsnicie înțeleg. Cred că e dragoste până la sfârșit. Mă refer în special cu prietenii, cu un anturajul. Că în căsnicie gândesc, tu te rogi pentru soțul, soția, până când se va schimba. E ceva ce tu nu abandonezi, o luptă fără sfârșit. Corect, că ne-am angajat la asta. Da, exact. Vorbesc de prietenii care i-ai sau oamenii care ai vrea să le întorci spatele, pentru că deja nu-ți mai folosi, de mult timp relația nu-ți mai aduce nimic pozitiv, nu. Decât... E o diferență între a ierta fără să-și ceară iertare, e o diferență în a ne gândi la salvarea lor și a mijloci pentru ei, și e o diferență între a mă consuma eu că cineva nu se consumă și a-mi dai o viață peste cap pentru că cineva nu-l interesează. Deci nici nu trebuie să rămânem la îndemâna lor și să fim șantajați emoțional și toate celelalte. Noi ne facem datoria, că până la urmă nu există o singură persoană pe fața Pământului, și chiar dacă ar veni cineva să te acuză, soră, nu dorești mântuirea, pa, zici, acum mă rog pentru un chinez, că pentru vecinul m-am rugat destul și își bate joc. Și... Există și chestii, mai ales dacă e vorba de biserică, sunt lucruri pe care noi nu le trăim din Biblie. Eu nu le-am trăit. Apostolul Pavel spune așa, după întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel care face dezbinări. Știți că foarte mulți slujitori nu ascultă versetul ăsta? Că nouă tonii s-au băgat în cap, că voi căuta pe cea pierdută, pe cea care behăie, pe cea rătăcită, și să vă spun ce facem. Pentru că nu ținem cont de întreaga Scriptură și luăm numai anumite versete, poți o viață întreagă să te maci cu cineva care nu se va schimba niciodată. Și în timpul acesta să-i neglijezi pe alții. Pe mine oamenii mă lămuresc mai greu, Dumnezeu greu, dar nu cu efort. Și vă spun ce m-am gândit într-o zi ca păstor, după ani de zile. Stăteam așa și mă gândeam, păi dacă ar veni cineva și m-ar întreba, Viorele, tu ce fel de oi ai în biserică? Ai faine? Am, cât? 80% din biserică, știi, nu, bun, fain. Și 20%, 20% din ăștia mai prăpădiți, da, care îi ținem cumva în speranța că dacă îi ducem în spate, îi tragem după noi, nici nu poți așa, știi, că dacă nevasta e faină, copiii sunt faini și ghiță e mai oleacă, mai prăpădit, tot mai, unde să-l alungi, știi? Nu, mai dai cartonașe, mai vezi, da. Și dacă cineva m-ar fi întrebat, și cât timp ți-ai ocupat cu ăștia 20%? Cam tot. Știi, să-i salvăm cu tare. Și ăștia 80%? Păi n-am avut timp, că m-am ocupat cu aia. Și atunci m-am dus mai departe și am zis, cine se aduce bucurie? Ăștia 80%. Cine îți plătește salariul? Ăștia 80%. Cu cine faci lucrarea? Cu ăștia 80%. Și dacă ar veni într-o zi să spună, frate, noi existăm? Da, existați. Și ce faci pentru noi? Păi n-am timp, că mă ocup de behăitul ăștia. Poate dacă aș fi în locul tău, știi ce aș face? M-aș ocupa de ăștia 80%, dar n-are nicio logică în lumea evanghelică. M-aș ocupa de oile sănătoase și dacă eu m-aș ocupa de oile sănătoase, i-aș ajuta pe ei să se ocupe de alea bolnave. Ei, voi v-ați putea ocupa altfel decât mine. Că voi, unii vă sunt prieteni, unii vă sunt rudene, mie îmi țin prelegeri, tu chiar tu le zici, băi, bagă-ți mă mințele în cap, că amândoi am fost la carul cu bere, cu prostii, cu tare, știi că eu m-am pocăit, da? Lasă pe Iuga păstor, că nu știe figurile noastre. Dar pe mine nu mă poți minți, că am fost acolo, da? Tu când te pocăiești?
Eu nu-i pot vorbi așa, că nu știu figur, nu știu, nu am relația asta, dar aici avem foarte mulți greșeală, că tot cu va căuta pe cea pierdută, deși în același text scrie că se va ocupa de alea grase și de... Îți mai vând o chestie să n-audă ei. Când vrei să te ocupi de ei, trimite un chestionar și le spui așa, păi eu nu sunt Dumnezeu. Dumnezeu pe aia șchioapă o luat așa, pe aia la altă o legat-o, pe aia grasă o bătut-o să nu tulbure apa. Vă rog frumos să specificați ce fel de oaie sunteți voi, ca să știu cum să mă raportez. Că dacă tu îi spui la o soră că ea e bărbăcuțul cu tare, frate, spui, soră, semnează-mă tale, la final, eu sunt aia sclăbănoagă, și trebuie să te ocup de mine. Și atunci când o șpreie, să nu ți mă doare. Pe soră, n-ai zis, matale, că ești toată scărpinată de spin. Dar să zic că ea, că e așa. Ea. Adică cine se cunoaște mai bine decât ea, da? Apropo de ce spunea sora noastră, am tot citit din epistola lui Pavel către Timotei. Cei despre care vorbește textul respectiv, sunt creștini sau oameni din lume? Și cred că cumva avem răspunsul la întrebarea dânsei la final. Depărtează-te de oamenii aceștia. Deci ne putem depărta de oamenii care în mod intenționat au anumite comportamente. Cum explicați îndepărtarea asta față de oameni? În toate felurile. Da, depinde de situație. Acolo, deci am spus că Biblia în același loc îți dă și soluția. Când zice fugi de, nu te lasă în aer, și urmărește împreună cu. Deci îți dă și soluția. Caută pe Dumnezeu împreună cu cei care caută pe Domnul dintr-o inimă curată și toate celelalte și atunci da, nu dacă trăiesc numai cu ăia așa, mă duc cu pluta. În același timp am oameni cu care ne întărim în credință, ne rugăm pentru ceilalți, dar nu înseamnă că murim noi în locul lor, că și dacă murim și ne aruncăm de pe bloc, ei tot nu se schimbă, da? Și eu cred că oamenii aceștia trebuie responsabilizați înaintea lui Dumnezeu. Există și pașii ăia din Matei 18 pe care îi pe relații și spune, dacă fratele tău a greșit împotriva ta, du-te și mustră în sensul câștigi, nu îl poți câștiga tu singur, mai ia pe cineva să-l câștigi, nu poți, spune-l bisericii, nu poate biserica să-l câștige, out, și apoi ne ocupăm de evanghelizarea lui în limitele în care se poate, da? Dar dacă se respectă protocolul din Matei 18... Care nu se prea respectă, dar ar trebui, da? Da, care nu prea se respectă. Dacă se respectă, din nefericire, majoritatea creștinilor, îți sar în cap că n-ai fost tolerant, că de ce judeci, că de ce nu ierți, că de ce nu iubești. Cu toate că s-a respectat cu rigurozitate protocolul respectiv. Măi, cum să spun, eu am avut partea bună că m-a interesat să nu-mi sară Hristos în cap. Că oamenii astea apreciază, mâinii te scuipă. Tu n-ai avut chestia asta, nu știu dacă am avut-o eu, dar a avut-o Hristos. În aceea slujbă s-a dus în sinagogă, a început să vorbească și toți, bravo, cuvinte pline de har, cu tare, până a schimbat și a se împlinește Scriptura cu voi. Vezi cum li s-au bulbucat ochii, noi, cu tare, și l-au luat să-l arunce de pe stâncă. În aceea slujbă dumnezească. Eu dacă mai întind mult, s-ar putea să mă curg seara asta, știi? Deci e foarte riscant. Deci asta e în viață. Câtă vreme vorbești despre alții, toată lumea te aplaudă. Când ai făcut aplicația la cei prezenți, eu zic că trebuie să lucrăm în dragoste, adevărul trebuie spus în dragoste, dar trebuie să rămânem în adevăr și dacă se supără, până la urmă, știți, avem, judecați voi singuri dacă ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Pavel spune la un moment dat, deși la ăștia cred că le-o sărit țandora, până la urmă scut prea puțin în pasă dacă mă judecați voi, că pe mine mă judecă Domnul și asta este. Faci ce poți, dar nu îți pătezi conștiința că cineva se supără, că oricum lumea se supără. Bun, în încheiere să vă spun, acolo sunt niște cărți. La mine lucrurile sunt foarte simple. Ce scrie pe copertă, aia e și înăuntru. Deci nu am taine, ca să, așa. Încă n-am ajuns în faza cărți cu poze, dar lucrez la chestia asta. Dar pentru cei care nu vă place să citiți,
Și vă și lăudați că nu citiți, ca să vă scot din rușine și în necaz am o carte care o puteți citi și vă puteți lăuda în sfârșit că ați citit o carte, că unul zice, n-am citit o carte în viața mea, bă, nu mai spune, măcar tazi, că hai să te scot din necaz, asta ar trebui să o dau la preț mare, dar în fine, o seara asta e cu dragoste. V-aș recomanda să vă uitați pe acolo și v-aș recomanda să nu neglijați cărticica cu rugăciuni care nu se poartă la evanghelici, dar care este un foarte bun cârlig pentru cei nepocăiți. Poate o să rămâneți surprinși dacă ați crescut în bula evanghelică, să știți că în jurul vostru sunt oameni care nu pun mâna pe Biblie, nu citesc Biblia, dar citesc cărți cu rugăciuni, cărți de rugăciuni. Și în felul ăsta, cu rugăciunile, ai un subiect de discuție, îi arăți că noi ne rugăm un pic diferit, poate discutăm de ce ne rugăm diferit, știi? Eram recent și zic, dacă te întreabă cineva, dar nicio rugăciune la Sfânta Marie? Îmi răspunde o soră, dar noi nu avem! Am uitat, cum nu avem, soră? De ce, Maria a fost ortodoxă, catolică? A fost a noastră, frate! Nu, dimpotrivă, noi tot timpul trebuie să abordăm pozitiv când spune, dar de ce? Spune, stai, bă, bine că ai zis de Maria, mama Domnului Iisus Hristos, Sfânta Fecioară, binecuvântată de Dumnezeu, aleasă Domnului, hăruită, dai tot adevărul care spune în Scriptură, spui, noi citim din ea, ne învățăm copiii să fie, dar nu ne închinăm pentru că înțelegem în Sfânta Scriptură că închinarea o merită doar Dumnezeu. Deci începe cu lucrurile frumoase, nu tot pe contre, așa? Și poate să o luați, mergeți să vă uitați, care vă tremură așa mâna, că nu puteți spune pe aia cu cruce, luați-o pe aia cu porumbel, conținutul e același, numai coperta e diferită, știi, ca să nu... Da, dar ăia la alții la care vă zic eu, le place mai mult aia cu cruce decât cu porumbel, așa că una o citești și una o dai mai departe. Chiar m-aș gândi, pentru că inima mea bate pentru ceea ce ne-a chemat Domnul Iisus Hristos să facem, să ducem altora Evanghelia. Și eu cred că ce se întâmplă aici trebuie să ne ajute în afară. Și eu chiar aș fi încântat să vă gândiți dacă de acolo puteți lua pentru cineva din afara bisericii și încă o dată ne trece rușinea că n-avem idei și spui, bă, fata, am fost aseară la biserică, că am avut și noi cu ziua îndrăgostiților, cu nu știu ce, știi, s-ar putea să-i șochez și mi-a părut, ți-am adus un cadou sau ți-am adus o carte să uiți pentru ea. Pentru unii poate conta foarte mult lucrul acesta. Și ca să fie chiar ușor pentru voi, varianta este foarte simplă, valoarea cărților o stabilesc alții, dar prețul cărților îl stabiliți voi. Deci luați ce credeți că puteți folosi, dăruiți ce puteți dărui, ca să tipărim altele să dăm și mai departe. E, zic că, destul de cinstit, nu? Da, o luăm cu roaba că e gratis. Nu, deci nu e gratis, dar prețurile sunt negociabile, misiunea nu. Că misiunea ne-a încredințat-o Hristos și trebuie să ne gândim la alții. Băieții, ca să nu le dau o idee, iei o carte, îi spune la fată, că aseară m-am gândit numai la tine, așa, și că tare, și am pus 2 lei acolo și mă sacrific pentru tine, îmi dau viața și atunci arăți cât de mult o iubesc. Da? Deci poate află ca fata că ai luat-o gratis și atunci ai încurcat-o. Bun, cam aceste, și acolo sunt și adresele de e-mail, poate unii aveți curajul să veniți și mâine seară, dacă nu ne găsim noi ce să facem, vin alții dacă nu. Da, nu, bun. Eu zic să încheiem cu rugăciune și am următoarea propunere. Cât sunteți ca familie aici? Deci, familiștii, vă căutați nevestele dacă nu stați lângă ele, copiii, și seara asta vă rugați împreună și vă binecuvântați unul pe celălalt. Varianta care aș prefera-o eu, dar nu cred că o să mă ascultați toți, e să nu vă rugați amândoi odată. Că dacă vă rugați amândoi odată, ca și cum unul ar fi în China și unul ar fi la Arad, fără nicio supărare, eu direct. Deci în seara asta, nevasta tace și tu, la modul cel mai sincer, să nu te paralizeze bunul Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat-o, îți mulțumesc că mă rabdă. Ea numai amin o să zică. Ține ochii închiși, nu cumva să o vezi că să uită la tine să zică, mă, nu te temi de Dumnezeu, astea le spui în casa Domnului și spui, Doamne, în caz că nevasta nu crede, eu sincer. Da, deci așa, după asta spui tu, Doamne, iartă-l că... Sau spui tu ce, așa, da? Cei care sunteți aici fără sau necăsătoriți, găsiți pe cineva cu care să vă rugați și să vă binecuvântați în numele Domnului, pentru că Dumnezeu iubește rugăciunea pe cei care se roagă și Dumnezeu ascultă și rugăciunile bune. Amin? Și
Îți dai seama ce frumos ar fi să-ți aduci aminte că în 14 februarie 24 s-a rugat cineva ceva pentru tine și s-a întâmplat. Asta chiar ar fi o experiență. Știi că dai niște flori, ți-o filezi. Nu vreau să vă spun prin ce trecem noi bărbații când trebuie să vă dăm flori. Tot ne gândim, sculese de acum sau de când? Țin 2 zile sau 4. Numai bine am luat de plastic. Da, dar până la urmă, din dragoste pentru voi, facem un act al credinței. Dar să-l fac și de plastic. Au, rău ai ajuns, da, bine, cam tânără și da. Bun, hai că o iau pe ulei deja de la ora asta. Deci, familiști, aș vrea să vă ieșiți un pic din rânduri ca să vă puteți ruga să nu vă audă nimeni și să lăsați loc tinerilor. Și dacă nimeni n-are cu cine să se roage, e bucuria mea să mă rog cu el sau cu ea.